la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Pentru luna decembrie 2020, lună a obiceiurilor și tradițiilor de iarnă, exponatul lunii este grafica de șevalet în tehnica ceracolor pe carton, reprezentând o compoziție cu 5 măști folclorice moldovenești de anul nou, semnată Mihail Petrescu. Pictorul Mihail Petrescu s-a născut la 30 iulie 1915 în Slobozia. El a absolvit în anul 1945 Academia de Arte Frumoase din București, secția pictură, având ca profesor pe maestrii Alexandru Seriadi, Nicolae Dărăscu, Oscar Han, Gheorghe Ghițescu și Horia Teodoru. Devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Brașov. El face parte din acea categorie de creatori pentru care tabloul trebuie să fie pentru privitori o contemplare și conservare a emoțiilor și trăirilor artistice în sens personal. Mihail Petrescu a fost un artist distins, cultivat, cu adâncă cunoașterea meseriei, care s-a străduit să adauge patrimoniului național imagini cu tot ceea ce considera reprezentativ. Creația lui stă sub semnul iradierii culorii. Compunerile imaginilor sunt sinteze sau notații de peisaje și naturi statice bine închegate, în care ochiul pictorului redă panoramica perspectivei, imagini frumoase prin semnificația lor. Lucrarea Măști folclorice moldovenești este un exemplu de folosire a motivului în pictură, în care formula vizuală aleasă de artist e o raportare la senzație și emoție, dar și la rafinamentul relației formă-culoare și însemne arhetipale, la care se adaugă prețiozități ale materiei ceracolor și grația ductului liniar. Tehnica folosită de artist este cea a culorilor ceracolor prezentate sub forma unor batoane uleioase, cu aspect opac, mat și dens, având liantul pigmentului din compoziție drept ceară. Tehnica de pictură presupune utilizarea pigmentului pur și care folosește drept suport hârtia mai groasă, aspră sau cartonul. Culorile se aștern ca atare sau sunt amestecate prin juxtapunere fără a fi înmuiate. Pe un fond ce face trimitere către scoarțele și lăicerele tradiționale românești, lucrarea are în prim plan 5 măști folclorice moldovenești. Pictorul Mihail Petrescu folosește acest motiv al măștilor, care au un farmec aparte în cultură, și simbolurile valorice ale folclorului și datinelor populare. Acestea sunt măști ale alaierilor populare, folosite la obiceiurile și tradițiile legate de Crăciun și sărbătorile de an nou. Repertorul acestor obiceiuri cuprinde jocul cu măști ca parte a datinilor, practicilor și superstițiilor cu origini în credințele și miturile străvechi sau creștine. Măștile reprezintă moșnegi și babe cu nas coroiat, care prin ugrățenia lor și prin jocul de rol au darul de a feri comunitatea de spiritele rele, de a alunga demonii din case și ugrăzi și de a crea buna dispoziție, vestind un an nou fericit. Vă mulțumim și vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook.